Proiectul Mână cu Mână își propune să transmită un puternic mesaj de importanță națională în materie de integrare a copiilor instituționalizați în comunitate pentru binele general al societății. Implementarea proiectului se va face cu precădere în două centre de plasament din județul Constanța. Dorim să activăm comunitățile, să înțeleagă mai bine că acești copii din centre de plasament există, sunt o parte din viitorul comunităților. Copiii din centrele de plasament au fost deja implicați într-o activitate amplă, care a presupus mai întâi fotografierea mâinilor realizate artistic de Horia Manolache. Expoziția de fotografie a fost realizată cu scopul de a ajuta pe copiii din centrele de plasament. Pentru mine a fost emoționant. Eu am doi copii și cumva am judecat lucrurile prin prisma acestui lucru. M-am gândit cum ar fi dacă și... Dar altfel, niște copii deosebiți, talentați, nu știu, și după răspunsurile lor vă dați seama ce fel de oameni deosebiți sunt. Totodată, proiectul vizează creșterea gradului de respect de sine al copiilor din centrele de plasament, dar și al gradului de încredere în relația cu mediul exterior centrului, prin interacționarea cu voluntari și prin implicarea în evenimente asociate. Au nevoie de integrare socială mai bună, au nevoie de înțelegere, de privire într-un mod pozitiv, fără a fi etichetați, stigmatizați, sunt copii ca cei din familie, doar că au nevoie de un ajutor în plus, pentru că, din păcate, nu au familia momentan în jurul lor. Organizatorii își doresc ca prin numeroasele expoziții, evenimente și inițiative ce vor fi desfășurate în perioada campaniei să strângă fonduri în vederea derulării de programe în afara centrelor de plasament. Aceștia își propun să ofere copiilor instituționalizați posibilitatea de a participa la excursii, tabere, concursuri, diverse activități cu scop recreațional, educațional, cultural și pentru creșterea gradului de integrare în societate. Informații cu privire la desfășurarea tuturor acestor proiecte pot fi găsite pe site-ul www.mânăcumână.ro.